Bună dimineața! Vorbeam cu cineva. Îmi spune că oamenii în general vorbesc așa, cu părul, adică el vorbește cu tine, nu te privește. Așa, să bagă cu părul în tine. Salut, ce mai faci? Cine ești? No, mă bucur că te-am văzut. Sau cum vă explicam eu mai de mult, că omul vorbește așa. Salut, ce faci? Unde ești? Nu te vede, nu te aude, nu te simt. El vorbește cu el însuși în capul lui. N-are nicio treabă cu tine. Și așa fac toți oamenii de pe planeta asta. Și mulți oameni mi-au spus, dar cum, să uite la mine, da? Păi când se uite la tine, nu tot așa faci. Dacă eu mă uit așa, nu te pot să te mai văd, dacă mă uit așa, așa. Eu nu pot să te mai văd, nu? Da, se uite la mine. Pentru că și ăla care a zis că se uită la el, și ăla se uită în alte părți. E ca și cum mănânc mâncarea asta și eu nu o văd când mănânc. Mă uit încolo. O să-mi bag pe lângă gură, nu? Trebuie să privesc mâncarea. S-o miros. S-o simt, să simt cum mestecă, indiferent ce mănânc. De exemplu, asta e o mâncare ieftină, sunt niște cremvuși cu un fel de cremvuși cu ketchup. Dar indiferent ce mănânci, e cel mai bun. Dacă pentru tine nu e așa, tu eviți momentul ăla în care mănânci și momentul ăla în care mănânci orice și ceva bun și ceva mai puțin plăcut. În momentul ăla evitându-l, se adună cu alte momente care le eviți. Și de-aia te simți nasol în viața ta. Tu nu profiți de fiecare moment așa cum e el, fără să-l modifici. O să încep și o să spui, trebuie să stau la masă, trebuie să mănânc cu nu știu ce lingură. Uite aici, am o lingură flexibilă. Pa. O lingură flexibilă, o bagi în buzunar. Când vezi un coleg, un prieten că mănâncă, ai scos-o din buzunar. Te salut! Te salut, ce faci? Da, o faci așa, în glumă. Că nu că vrei să mănânci și la el mâncare, îl salut și el atunci își va da seama. Că ai necesități. La stomac. Sau te duci în restaurant, pa. Ai închis-o.
când vezi că așa, în mod deschis, pac. Așa. Acum cât mănânci? La ce e necesar să gândești? Că intră mintea cu berbecele peste tine și când simplu mănânci. Corect? Nici când mănânci nu te las. Uite, simți, la început trebuie să mănânci mai ușor mâncare, ca să poți să o simți. Nu poți rapid, eu pot să mânca foarte rapid, o simt. Mă, un pic că mi s-a făcut sete. Dar simți corpul cum se face sete. Că vezi toată imaginea, simți corpul cum stă relaxat, simți corpul că acum vrea o gură de lichid, simți că vrea cola acum, nu vrea apă, nu vrea cafea, am servit, vrea un pic de cola. Dacă tu nu-ți privești mâncarea și nu savurezi, cum poți să savurezi un prieten, o întâlnire cu un prieten? Cum poți să savurezi o plimbare dacă tu propria ta mâncare nu poți savura singur? Observi, acum merge o țigară, dar am mâncat foarte puțin. Am servit niște cafea, nu mai rămas cafea, nu mai rămas suc. Adică simți, puteți să mânci tot sau că rămâne. Mânci când simți. Acum am poftă de o pipă, bag o pipă, pur și simplu. De oamenii nu pot să te înțeleagă și nici tu pe ei. Vezi, mi-am ars un pic pantaloni. Pantaloni destul de... Am plătit pe ei mai mult. Bun. Omul ar face o problemă. Vai, mi s-o ars un pic pantaloni. Din orice, creează probleme. Din orice soarță un pic pantaloni, soarță pantaloni, când va veni momentul, îi voi schimba. Ce-s mai important, pantalonii ăștia sau cum mă simt eu în pantaloni? Nu mă simt bine că sar și păi la fel, îmi păstrează piciorul lejer, nu mă strâng, îs lejer. Și dacă sar și un pic, care e problema? Nu s-o schimba nimic în corpul meu, adică la fel de lejer, la fel. Și atât. Când fumez o țigară? Stai și fumez o țigară. Scurs ceva păsărele, nu știu dacă le auziți. În depărtare. Pe aici, prin copacii ăștia, fumez o țigară. Simți cum o duci la gură, intră fumul, iasă fumul, pur și simplu.
Astea sunt cele mai adevărate meditații din lumea asta. Cele mai adevărate. Asta e timp petrecut cu tine, care trebuie să-l ai toată ziua. La început, după ce vei fi bun în ale meditației, o să stai oricine lângă tine, să fie plină mașină. Poate să fie zgomot, poate să fie orice, nu te mai poate deranja niciodată. Poate să fie oricine, dar nu stai tu acolo. Dar poți să ai prietene, gălăgie. Dar nu te mai deranjează nimic. Ca și cum e liniște, așa e și gălăgie. Nu e nicio diferență între liniște și gălăgie. Același lucru, nu te mai bâzie nimic. Să fumezi țigara, să exploatezi timpul tău 100%. Te trăiești pe tine. Pur și simplu. Detașat de acțiune. Tu nu ești cel care mănâncă, nu ești cel care fumează. Lucrurile se întâmplă de la sine. Adică mintea are grijă de corp, corpul are grijă de minte. Se au niște mecanisme, ele au grijă de ele însăși. Nu mai lua tu parte la procesul gândirii. Vine o gajică bună și un băiat. Nu se uită unul la altul, el se uită la mână, el stă cu mâine în buzunar, bună gagică. Și ei explică lui, el nici nu bagă în seara. Astea-s relațiile voastre. Și totul începe de la o mâncare. Păi tu dacă nu prețuiești mâncarea, nu te va prețui mâncarea pe tine niciodată? Te vei constipa? Trebuie să o prețuiești, dar ține minte să știi că poți să o și pierzi oricând, poți să nu ai să mănânci. Să fii conștient mereu că o ai, profiți de ea, în momentul următor poți să nu mai ai, punct. Nu e nicio problemă. Deci tu știi că poți să ai și poți să nu ai. Dacă nu ai, pui mâna și cauți. Dacă nu ți-e dat, o să cauți cât vrei tu. Nu ți-e dat. Nu o mâncare. Mâncarea vezi tot. Și aruncați o grămadă de mâncare la gunoi. Deci nu mâncare. Poate vrei o gagică, o mașină, nu știu. Dar tu alegi după ea. Te strofoci și te strofoci în psihic, că dacă te-ai strofoca prin acțiune constant, dar dacă nu ești prezent, conștient, nu înțelegi nimic ce-i viața. Vei avea goluri, ani de zile goluri în care tu n-ai trăit momentul ăsta prezent, odată trăit, nu mai ai goluri în memorie. Îl trăiești intens, simți mâna, simți, auzi pasăre. E o gură de cafea. Nu că ai nevoie de cafea. Se întâmplă, mintea are grijă de corp, corpul de minte. De ce te bași tu acolo peste el? Ce te implici în acțiunile astea? Ce acțiuni necesare corpului? Ce te implici tu? Că eu beau, eu mănânc, eu fac, eu singur, eu cu cineva. Ce te implici psihic? Eu. Savurez o cafea. Privești, mănânci ceva,
începi ușor să te plimbi. Când se somn la scaunul așa pe spate, ai închis ochii, e super, te odihnești, dar nu tu te odihnești, ține minte, tu rămâi treaz, nu tu te odihnești, că iar te implici în procesul gândirii, eu mănânc, eu dorm, eu fac, eu dreg, nu te mai implica în procesul gândirii. Lasă mintea, că e un mecanism, păi nu mă pot implica în mașina asta să intru în motor, să fac acolo printre pistoane, nu? Las-o să meargă, doar o folosesc. Folosesc mecanismul. Îi dau pace, nu sunt eu mecanismul. Te vezi, dintr-o chestie la o mâncare, o ieșit. Ce-o ieșit? Simte lichidul cum îți intră, îți satisface papilele gustative, îți intră pe gât în jos. Asta e viața, asta înseamnă viață. Asta înseamnă viață. Viața nu înseamnă să fugi în continuu după lucruri care tu ai impresia că o să aducă fericire. Bă, uită-te în jurul tău, sunt oameni care au bani, sunt, mama mea, mama mea. Sunt oameni care au gagici, au gagii, adică bărbați, câți vreau, au sexualitate, au mâncare, au ceva. Îi vezi tu pe ei cumva happiness. Nu, trebuie să mânce mai scump, mai scump, mai scump. Nu știu, să vor inventa, cred că un pic de crembuș la 100 de mii de euro, poate. Și omul ăla e nefericit, își duce cu el nefericirea, fugind în continuu. Sperând în continuu că aia aduce fericire. De moment îți aduce fericire orice, dar momentul e scurt. Și restul momentelor, stai și plânge în pumn. Stai și plângi. Nu te bucuri. Mașina ta. De cârpele astea de pe tine. Bun, cum ar fi ele? Nu te bucuri de un suc, de o plimbare. De un stat singur cu tine. Tu fugi de tine mereu, crezând că vei găsi bucuria în celelalte lucruri. N-ai cum. Bă, dacă nu ai în tine, trebuie să dai la o parte gândurile despre fericire. Că alea te blochează în a fi fericit. Tu îți pui condiții singuri, trebuie să mănânc la o masă, trebuie să mănânc o anumit fel de mâncare, trebuie să fiu într-un anumit loc. Tu te condiționezi singur, nu-ți face nimeni nimic. Trebuie să fumez anumite țigări, trebuie să am o anumită mașină, trebuie să am o anumită iubită. Păi te-ai închis în pușcăria minții tale din start. Păi tu cum să pui condiții divinității? Dacă asta e mâncarea, fii fericit. Dar nu poți. Îți urlează în cap filme, filme, filme. Tu nu vezi realitatea așa cum e. Vezi realitatea aici, și aici e numai probleme.
Nici asta, să te bucuri de o mâncare, să ai o gagică, să ai un gagic, să ai plimbare, timp liber sau muncă, nu-ți va aduce fericire. Tu trebuie să te duci mult în interior. Prima dată să ieși din capul tău afară, de aici afară, prin simțuri. Hai să te retragi din simțuri. Nu vei ști cum niciodată. Și e atâta de simplu, adică tu nu ești nici în capul tău, nu ești nici în prezent. Nu realizezi asta. Povestea niciodată nu te poate ajuta. Cum o poveste despre o țigară să mă ajute? Trebuie să o fumez, nu? Iar o gagică frumoasă, voluptoasă, doar în gânduri. Te uiți în ochii ei, crede că vrei să-i faci ceva sau cine știe. Și așa se duce la muncă, la... Ea, nu poți simplu observa, se vede că ea nu e aici. Mers când se iasă din mașină. Ea merge la muncă și nu-i la muncă. Nu-i și prezent la muncă deloc. Ești cu gândul în vacanță. Când ești în vacanță, ești cu gândul la muncă. Când ești... Mereu nu ești aici. Viața e superbă, splendidă, ușoară, calmă, caldă. Doar ofer. N-are cui că viața e în prezent. Tu nu ești în prezent. Cui să-i ofer? Cui să-i ofere dacă tu nu ești în realitatea asta aici? Ești în gânduri, mereu îți consumi 90% din energia ta fizică, psihică, o consumi în psihic. Energia vitală se consumă în psihic, viața se consumă în psihic, nu în realul vieții. Și normal să-ți meargă toate prost. Pentru că trăiești în capul tău, în psihic. Nu trăiești prin simțuri, prezent, ca să te bucuri de orice vine. Dar nu vine nimic aici. Aici încep să dispară problemele. A început minore. Cum ar fi o haină. Nu te simți bine, ne? Începi să te simți mai bine, ne? Începi să ai gustul mâncării mult mai. Începi să vezi mai mult cu ochii. Ușor, ușor. Dar nu făcând cum știi tu. Cum știi tu nu funcționează. Trebuie să te învăți cum știu eu. Dacă vrei să-ți fie bine. Dacă nu, o să mai stai un an, doi. Sau câteva luni și o să-ți pierzi timpul degeaba. Când eu te pot învăța rapid, ușor, multe chestii. Și atâta de simple încât nu o să-ți vină să crezi. Dar tu nu le poți descoperi. Pentru că tu nu ești în real. Tu ești în psihic. În psihic nu sunt chestii frumoase. Că și cum mă bag eu sub capota unui motor, să zicem că motorul e 80% din mașină.
mă bag în motor. Și iar mai știu ce am văzut. Lăsăm să vină ce vine. Toate vine, toate nu vine. Măști peste măști, peste măști, peste măști, peste măști. Eu îți văd toate măștile. Dacă ești în fața mea, o să văd toate măștile egotice. Pentru că măștile egotice îți creează probleme în fizic și în psihic. Tu nu poți fi natural. Și atunci se vede o forțare la tine. Eu o simt imediat. Cred că e și un scris. Numai să-mi scrii, dar apoi să te văd în față. Dar nu ți-am treaba. Și eu am fost așa. Orice să bea de, pentru că tu faci o forțare să fii cineva. Să ai ceva. Faci o forțare. Nu ești natural. Indiferent unde ești în lumea asta, indiferent, lumea asta nu o să-ți aducă starea de bine niciodată. Locul ăsta, să o luăm mai ușor, locul ăsta nu-ți va aduce bucurie niciodată. Bucuria crescută în tine, te construită în tine, te acceptat în tine. Dacă asta este viața, tu vrei să schimbi viața, să fie cum vrei tu. Ia-l de aici, ia-l de aici, ia-l de aici, ciu-ciu, nu se poate. De tu să te adaptezi la viață. Oricât ai vrea. Hai să vezi că n-ai putere. Te autodistrugi. Te autosabotezi, te autodistrugi. Când lumea asta e liberă, prezentul ăsta e foarte accesibil. Trebuie să depui muncă psihică prin simțuri ca să ajungi să trăiești prezent. El e aici mereu. Ești în mașină, prezentul e aici. Ești acasă, prezentul e aici. Ești la muncă, prezentul e aici. Dar tu nu ești aici. Și mereu în mâine, mereu în ieri, mereu. Și unde e mâine? Nu văd nicio mâine aici. Nu pot trăi nicio mâine. Nu există. Unde e ieri? Nu e aici. Pur și simplu nu e aici. Unde e ieri? Nu e aici. Dacă nu... Unde e viața? E aici. Aici e viața. Aici viața, aici.
Căutați spiritualitate și voi nu poți să... Nu puteți trăiți aici, în prezent. Căutați spiritual. Vă trece zi de zi, moment de moment, vă trece prin fața voastră. Nu accesați nimic. Pardon. Nici un râgâit nu-l simți. Celălalt te simți prost că râgâi. Domnule, ce bune maniere! Râgâi eternă-i divin. Ca și când dai pe partea aia. Te oprești de la un sughiț, de la un râgâit. Bineînțeles, acum când ești între oameni, râgăiești tu într-o pungă, să nu se audă, să nu miroase. Okay. Dar nu oprești râgăitul. Râgâi într-o pungă și în caz că nu ai savurat cu auzul, pentru că l-ai imortalizat acolo, deci faci punga mai târziu și trăiești răgâit. Vă mulțumesc.